Doi răspunsul, pentru că numai atâta știu să zic, că sunt retardat și handicapat și orice mai întreba, eu îți spun că doi răspunsul, deci doi răspunsul. Salutare și bine m-am regăsit la un nou videoclip. De data asta am chef să mă plâng și am chef să mă plâng foarte mult, pentru că pentru asta am făcut canalul ăsta de YouTube, ca să mă plâng, să vorbesc aiurea de X, de Y, mai puțin de mine, pentru că în cap meu eu sunt perfectă, dar mă rog, în realitate pe dracu. Glumesc, nu. Dar serios, am făcut canalul ăsta ca să mă plâng de anumite situații și să împărtășesc anumite momente cu voi, pentru că e bine să împarți, e bine să dau din cringe-ul meu, să primiți și voi un pic de cringe pe ziua de astăzi, pentru că ce zi în carantina asta e fără un pic de cringe? Și fiți antenă ce se întâmplă, stau foarte mult pe WhatsApp, sunt în ceva grupuri și așa mai departe, nu stau să dau foarte multe detalii. Și avem un grup în care avem anumite jocuri cu niște prieteni, care citim anumite chestii și ara răspundem la anumite întrebări ca să nu ne plictisim, că na, ne omoară carantina. Și am zis că hai să intru și eu în grupul ăsta, că n-ai cunosc pe oameni, să vedem ce știm. Și citim anumite cărți și seara dăm răspunsul din anumite capitole, de exemplu, citește despre, nu știu, China, Antarctică, nu știu ce vreți să fie în sine. Și îmi place chestia asta, e o idee bună că ține mintea ocupată, deci chiar pot să zic că e o idee bună, dar ce îmi place cel mai tare la grupul ăsta este unul care se remarcă de fiecare dată. Știți genul ăla de om care e prost, dar prost de pute, deci n-ai cum, e efectiv, se vede prostia pe el, e un fel de Viorel așa, mai miniatură, înțelegeți? Care deși știe că e prost de bubuie, trebuie să-și arate, că na. Nu poți să fii prost dacă nu ești un pic fuduș, să arăți un pic asta la toată lumea. Mai ales în grupuri, trebuie să faci pe deșteptul. Dacă nu răspunzi la o întrebare, te oftici. Dacă nu dai răspunsul corect, iar te oftici. Și observ chestia asta. Am în grupul ăsta, bă, unul care am impresia că îl moștenește pe Viorel așa un pic. La fiecare întrebare în grup, în care tipul ăla întreabă, de exemplu, ce ați înțeles în capitolul cu tare, tipul ăsta are un răspuns extraordinar, la aproximativ orice întrebare, doi răspunsuri. Nu știu cum să vă explic altfel. La fiecare întrebare pusă pe grupul ăla, ăsta dă răspunsul cu doi răspunsuri. Bă, și nu glumesc, mă stresează până în creier și până în ficat. Simt vârtej la ficat, simt că mi-o spine la goană și că mi se taie încefalul în două când îl văd că la fiecare două secunde, doi răspunsuri. Nici bine nu intrăm pe grup, zicem bună seara, mă rog, și așa, mai departe, doi răspunsuri. Ești nebun? Dacă nu m-a tâmpit carantina asta suficient și statul ăsta în casă și toate migrenele pe care le-am avut acum, mă tâmpește asta. Bă, voi vă dați seama? Bă, și mă stresează omul până în gât și înapoi. Când îl văd că la fiecare întrebare, doi răspunsuri. Fratele meu, dacă vezi videoclipul ăsta, poate îl vezi, poate nu-l vezi. Ești handicapat, ai vreun retard mental, nu știu, s-o deregla ceva la creier în timpul carantinei, n-ai mai văzut pizdă de mult, n-ai mai făcut ceva sau e de la prea multă labă sau ce Dumnezeu poți să ai de numai căcatul ăsta. Zic, bă, și îmi place că nimeni de pe grupul ăla nu-i zice nimic, că n-au oameni cu bun simț, îl lasă pe ăsta să-și facă, da-mi plouă. Bă, da, vine să-l, vai, deci prin telefon îmi vine să-l omor și am blocat numărul și am zis că bă, poate nu mai văd dracului, să-i mai văd răspunsul. Da, aparent, din păcate, WhatsApp-ul nu funcționează așa, pentru că dacă blochezi pe cineva, nu poți să-ți trimite mesaje și nu poți să-ți vadă status și așa mai departe, dar poți să-l vezi în continuare în grupuri. Bă, și vreau și eu să joc chestiile astea, vreau să comunic cu oamenii, dar aș vrea să intru măcar o seară și să nu văd doi răspunsuri, pentru că pur și simplu am impresia că o să mă duc și o să-mi bag bor mașina în creier și o să-i dau drumul și o să văd ce se întâmplă. Deci, fratele meu, ascultă-mă un pic, ești retardat, dacă ești retardat și ai vreo problemă, eu îți plătesc din salariul meu un control la psihiatru, la preot, la ce vrei tu, eu te duc unde ai nevoie, te rog, încetează cu chestia asta, ești penibil, ești jenant, ești imbecil, te repeți ca ultimul papagal, fratele meu, acum am înțeles, genul ăsta de oameni cu doi răspunsuri se uită la Vulpița și la Viorel, de serios, deci exact genul ăsta de oameni sunt, care îți încușca lor, nu înțeleg nimic, dar fac pe deștepții, dar Doamne ferește să le zici ceva, că deja eu s-o umflat ego. Bă, și încerc să nu-i zic nimica, pentru că nu pot să zic, nu vine să-i zic pe grupul ăla, taci în pizda mătii că îmi dai dureri de cap.
deși aș fi fost o soluție, dar nu-mi permit. Sunt anumite chestii pe care nu mi le permit să le spun cu foarte multe persoane. Dar chestia asta mă seacă de energie, pur și simplu. M-a secat de energie. Și poate să ziceți, da, bă, dar numai un comentariu. Știu că e numai un comentariu, dar de câteva zile de când am început chestia cu jocurile, în continuu văd că dă-i răspunsul, dă-i răspunsul. Pur și simplu, e o chestie care stă pe creier. E ca Vulpița și Viorel, frate. La început, hai să zicem că e un pic amuzant, e ok. Dar la un moment dat devine enervant, devine stresant să auzi aceeași chestie în fiecare zi. Adică, fratele meu, dacă ai vreun dereglaj mental, te rog frumos, du-te și aruncă-te în fața trenului și o să rezolvăm treaba asta ca între doi oameni. Vai, n-am crezut că o să mă enerveze cineva halul ăsta și să-mi provoace o migrenă. Pentru că, da, aparent, dacă mă enervez, am o migrenă și îmi crește tensiunea și îmi vine să-l strâng de gât prin grup. Te rog frumos, oprește-te, ai o vârstă, ai 20 de ani, cât dracu ai. Dacă ești handicapat, spune-mi și jur că te ajut. Te arunc eu în fața trenului, îți plătesc un psihiatru, te duc la preot, te duc la cine, mama dracului, vrei tu, da, încetează că mă disperi, handicapatule. Oprit-e, gata, ți-o ajuns. Setează-te dracului pe altceva, dacă ai nevoie, du-te și fute ceva, dacă ai nevoie, că probabil de asta e. No, lipsă pizdei în carantină, ce poți să faci? Da, bă, ăsta a fost videoclipul, știu că e foarte dubios, dar chiar am vrut să mă plâng față de tipul ăsta, că mă disperă în ultimul hal. Nu dau nume, ca să nu ziceți că sunt nașpa, nu dau nimic legat de chestia asta. Dacă vezi videoclipul ăsta, mai suși pula și oprește-te. Iar dacă nu vezi tot acolo, ar fi amuzant să ajungă clipul. Nici măcar nu o să-mi pară rău, frate, mai stresat zilele astea maxim, adică o săptămână și ceva, mă tot stresez în continuu. Gata, bă. Și îmi place că după ce se oprește cu chestia asta, are alte probleme. El nu știe să răspundă. Și dacă răspunde, e cel mai important. Vai ce să spun. Tot prostiești. Nu mă interesează că poți să memorezi anumite chestii pe drău. Dacă nu știi să te comporți, să stai în treaba ta și... Iubesc grupurile de WhatsApp, de-aia nu mai vreau să mai stau în grupuri, pentru că tot timpul o să vină un imbecil de ăsta care să-mi fută tot vibe-ul. Adică, na, n-am treabă, fiecare să facă ce vrea, dar frate, când pui în fiecare zi același lucru și este ta, deja ești penibil, adică ai probleme cu capul, du-te dracu și se rezolvă. Dar dacă nu, aruncă-te în fața trenului, că e mai bine pentru umanitate. Da, ăsta a fost videoclipul, știu că a fost foarte ciudat, știu că a trebuit să mă plâng de față cu voi, dar cu siguranță și voi sunteți în anumite grupuri și cunoașteți astfel de oameni și pun pariu că mă înțelegeți. Așa că dacă v-a plăcut videoclipul, puteți să lăsați un like, un comentariu și ne vedem data viitoare.